Șerif a rezolvat meciul încă după prima jumătate de oră. Sârbul Alexandru Pieșici a trecut în cont o nouă dublă în divizia națională. Atacantul de 19 ani a trecut pe locul 2 în clasamentul golgheterilor cu 13 reușite, cu 5 mai puțin decât coechipierul său Benjamin Balima. Pieșici putea să marcheze și repriza a doua, dar a intervenit portarul Denis Rusu. Vă spun, a fost două greșeli poziționale, două greșeli individuale. Șerif și-a păstrat avansul de 4 puncte față de Dacia, care a câștigat cu 3-1 în fața lui Nistru Otaci. Nu răslăbleați în nicio случае nu se poate și все это понимают и надеюсь до конца это понимают. În alte meciuri ale etapei a 31-a s-au consemnat rezultatele. Olimpia Iskra 0-0, Milsame Fece Costuleni 2-1, Sfântul Gheorghe Academia 2-0 și Fece Tiraspol Zimbru 1-0.